Așa, acum ne pregătim pentru un nou videoclip. Tânărul interpret Eugen Doibani ne-a cucerit cu talentul și carisma sa, însă toate astea nu s-au dat niciodată pe ecrane într-un mod mai artistic. Adică, artistul nostru nu are niciun videoclip, dar problema se rezolvă în curând, pentru că filmările sunt deja în toi. Vineri seara am fost martor la filmarea primului clip semnat Eugen Doibani, care vădit emoționat și a împărtășit secretele cu noi. Fac un videoclip pentru piesa mea nouă, Angel, care încă nu a fost lansat oficial, pentru că am considerat că va fi mai bine să o lansez odată cu videoclipul, așa, un capriciu de-al meu. Filmările vor avea loc timp de 3 zile, cu o perioadă de o săptămână, pauză. Și este o istorie de dragoste obișnuită, așa, banală, să spunem noi așa, despre o tânără care l-a lăsat pe tânăr, eu sunt acel tânăr, și se vorbește despre momentele din viața după, cum s-ar spune, după părăsire a mea și a ei. Nu este cu happy end, anume din cauza că la sfârșit scena de iertare care se așteaptă și chiar vedem că deja este pe aici să se întâmple acest lucru. Eu îi ofer domnișoarei un plic în care atunci când îl deschide scrie goodbye. Vorba lungă, sărăcia omului, așa că vrem să știm ce faceți azi pe platourile de filmare. Astăzi vom filma trei scene, o scenă de studio TV, a doua scenă va fi scena când eu privesc tot acest scenariu care acum îl filmăm în studio TV, îl privesc deja din camera mea din hotel. Și a treia scenă va fi o scenă foarte, foarte discretă și care va atrage publicul tânăr. Eroina din clip încă nu venise. Scena ei sexy din pat era preconizată pe la 10 seara. Și cum cameramanul e bărbat însurat, nu am îndrăznit să-l ispitim. În schimb, l-am tras de limbă pe Eugen de buget. Chiar o să spun această sumă, este vorba de 1500 de euro. Banii a câștigat el singur. După o zi lungă de lucru, mare ne-a fost mulțumirea când a văzut niște plăcințele aburind. Mama lui Eugen a avut grijă să nu leșine cineva acolo de inaniție. Eu sunt crezut că nu toți au chiar armâncat sau nu ți-au reușit. De aici, dacă o să iau gustare, cred că nu o să fie nimic. Echipa cred că nu a mâncat. Să aibă putere pentru filmări, oricum. Va dura probabil foarte mult. Începem acum la ora 18:00. Cred că vom termina dimineața pe la vreo 4. Imaginez eu, va fi într-adevăr foarte mult. Acum, sătui, putem vorbi și noi. Pe când se așteaptă marea lansare? Aș vrea foarte mult să reușesc până la împlinirea celor 22 de ani de la nașterea mea. Pe data de 11 noiembrie, dar dacă nu reușesc, oricum o să fac în luna noiembrie, poate mai târziu, și va fi cu presă, desigur, veți fi invitați și voi. Emptiness inside.